Prieteni, vă salut! Suntem la sfârșit de luna martie. Astăzi suntem în 23 martie, prima zi din ultimile 3 săptămâni, când Albina are posibilitatea să zboare afară. Este primul polen, dar astăzi nu despre asta am vrut să vă spun. Acum e perioada când noi practic creștem acea albină din care vom avea folos în parcursul a tot sezonul 2024. Este foarte important la momentul de față să tragem atenție nu numai la cantitatea de albină care o creștem, dar să vedem și ce fel sau care e calitatea la albina care crește acum. Iarăși, dacă ne uităm înapoi, avem 3 săptămâni de când albina nu a zburat, 3 săptămâni de când nu a avut de unde să intre polen, că floare este deja foarte mult în pădure, problema e că nu a fost timp. Aici noi, ca apicultori, am fost obligați să intervenim, iar intervențiile care noi le-am avut până acum, asta și ne va da rezultatul care noi dorim să-l obținem. Dacă noi acum ne stărim să creștem o albină sănătoasă, o albină care are în destul mierii în stup, în destul proteină, da, nu e de cea mai bună calitate, nu comparăm proteina din turtă care noi o facem cu proteina care provine din polen, dar totuși e ceva mai bun decât nimic. Și dacă noi o să asigurăm de tot ce are nevoie albina la momentul de față, vom avea albină viabilă, o albină care are posibilitatea pe viitor să ne crească un număr mai mare de albină cu care noi să putem face și culesul la salcâm, iar după salcâm să avem iarăși cantitatea de albină cu care noi să putem menține familia până în cules și până a intra în iarnă. Ce avem nevoie noi pentru asta? Avem nevoie să fie, cum am spus, hrană din belșug. Pentru mine e un lucru neînțeles până la momentul de față. Poate încă nu am practică care trebuie în apicultură, dar nu pot înțelege cum la momentul de față putem să avem 5 rame în cuib, poate nu 5 rame de albină, dar ele sunt în cuib și înainte 5 rame care stau în cuib, noi nu avem sau să avem doar 1 kg sau 2 kg de miere. Pentru mine e foarte straniu cum o albină poate să crească în așa mediu. O să luăm familia dată, e o familie unde noi am intervenit pe 28 februarie cu o turtă și cu un hrănitor diserop. O să vedem cantitatea de miere care o are și ce fel de puiet este acum în această familie. Aici turta și asta o să fie pusă, o să mai adăugăm altele două și totodată astăzi scoatem hrănitoarele. În loc la hrănitoare o să punem rame cu sirop. Așa, și o să luăm. Aici doar vreau să vedem, să spunem, să observăm cantitatea de miere care este. Puiet mult nu avem de unde să fie, mai repet o dată, astăzi este prima zi în ultimele 3 săptămâni când albina poate să zboară. Poftim, rama de la margine e o ramă plină cu miere. Aici a doua ramă e semănat, dacă tragem atenția în mare parte, deja albina este schimbată. Dacă ne uităm, avem albina deja care dansează pe aici. Înseamnă că poftim aici. Înseamnă că este undeva o sursă de polen.
Aici suntem într-o zonă de câmpie unde încă e slăbus cu polenul, până o să înceapă a înflori pomii, nu prea avem de unde să fie. Poftim. Aici avem puiet care a eclozionat și puietul larvat. La fel. Aici tot e puiet, poftim și mătcuța. Iarăși, albina practic, toată albina piramatată e albina sură. Ultima ramă e ramă plină cu miere. Și aici e semănat. Și pirama dată, dacă ne uităm la fel, în mare parte e albină tânără. 6 rame, dintre care pe 4 avem puiet, 2 spline cu hrană. Aici, la momentul de față, avem cel puțin 10 kg de hrană, cel puțin. Și o să intervenim, după ce terminăm cu filmarea, încă cu 2 rame miere cu hrană lichidă și 2 kg de tortă proteică. Asta asigură cel puțin încă 3 săptămâni de zile, asigură cei ce o să aibă nevoie albina ca hrană, având în vedere că deja avem câteva zile unde albina are posibilitate să zboare, să aducă ceva polen. Urmează câteva zile de ploi și după asta revine iar timpul bun, așa că aici o să fim sau suntem siguri că avem tot ce este necesar pentru ca familia dată se dezvolte. Vedeți, o familie sănătoasă, o familie care are hrană, în primul rând acum primăvara, hrană din belșug. Vedeți cum stă o albină liniștită, nu sare, nu e albină stresată. Acum noi ne stărim la maxim să ferim albina de stresul ăsta nutrițional. Cam asta e. Eu vă urez pace, sănătate, aveți grijă de familie dumneavoastră, aveți grijă de familie de albini și să-mi dea Domnul posibilitate să ne bucurăm de pace și de munca care noi o facem.